Salut, Andrei aici iarăși și vreau să vorbesc un pic despre ce vorbește toată lumea. Că tot am zis că vreau să fac videouri în continuare, dar parcă așa tot se vorbește despre asta toată lumea și nu trece peste subiectul ăsta, despre virusul ăsta. Nu știu, cam acum vreo 2 săptămâni cred că a fost primul lucru care mi l-a zis Dumnezeu. Vreau să zic un pic despre ce mi-a zis Dumnezeu despre asta, de la El direct așa. Și am vorbit cu cineva și după ce am vorbit am simțit că a venit așa o frică peste mine. Dar era nenatural, adică nenatural, nu știu cum să zic. Știam că nu mi-e frică de virus în sine. Dar a venit așa peste mine și nu știam cum să o dau la o parte, zic așa, cum să o înving. Dar în interior n-aveam stres, să zic așa, în inimă, să am agitația aia. Așa era numai în fire, era. Asta am scris și pe Facebook și am stat, am ieșit în parc, ne-am văzut de viață normal și mi-a zis Duhul Sfânt că Dumnezeu nu-i luat prin surprindere. Da? Deci lucrul ăsta nu l-a luat pe Dumnezeu prin surprindere, Dumnezeu știu că vine și dacă era ceva foarte, foarte grav, anunța dinainte pe oamenii care chiar nu dau numai profeții așa de dragul de a zice și ei așa vorbește Domnul și de fapt nu vorbește, da? Fine, asta e alt subiect. Și ne avertiza într-un fel sau altul, ne zicea, ne arăta, dar na, nu a fost. A fost de multe ori, a fost acum vreo 2 ani sau nu știu sigur, când în vară a fost uraganul ăla sau furtuna aia foarte mare, nu știu pe unde au mai fost, prin țară, dar în Timișoara au fost tare de tot, au și murit câțiva oameni. Și am avut viziune cu o furtună neagră, așa, cu nori negri, deci nu gri, negri. Și am știut că e ceva demonic și am crezut că e o furtună spirituală, că e o încercare spirituală. Dar nu era, era fizică și n-am știut. Și am avut dimineața aia și noaptea dinainte au avut și Sorina, soția, au avut și ea un vis, exact același lucru. Și am zis, mă, iarăși vine ceva încercare, vine ceva, na, tulburare demonică vine, dar a fost pur și simplu fizică și nu ne-am dat seama, de atunci am învățat să întreb, e fizic, e spiritual, când vin, când văd, când am viziuni sau am vise din astea, avertizări din astea înainte. Dar acum n-am avut nimic, pur și simplu au venit și na, nu m-a avertizat Dumnezeu cu nimica. Și am știut, când am văzut frica aia, am știut totul, e numai despre frică și la televizor, numai frică, frică, frică. Porneam televizor, dacă porneam, n-am televizor, dar zic ce apare la televizor, știri și în ăsta, numai frică, agitație. Și cine are deosebirea duhurilor poate să vadă. Și vedeam în astea care anunță știrile, nu știu cum le zice, tele, nu știu, în fine, nu contează. Că nu sunt cu televizor deloc. Și mă uitam lele în ochi și vedeam că ceva era altceva acolo. Și aia, experții care vorbeau, era altceva la ei acolo. Și totul se urmărește la a antrena oamenii pentru viitor, ce urmează să vină. Și asta e un antrenament de ce urmează să vină. Pentru că obișnuiește lumea că și aici pe stradă încolo să polițai și un militar cu calașul în spate. AK-47, mitraliera. Pentru o chestie care, na, nu știu, reglementează traficul, dar obișnuiește lumea cu ideea de control. Ieșiți numai la orele astea, nu mai faceți aia, nu mai faceți aia, ieșiți numai așa, grupuri mici, nu știu cum. Îi obișnuiește cu controlul, cu ideea de control. Am auzit variantă că vaccinul semnul fiarei. Din start nu vreau să înjosesc pe nimeni, să zic, e prostie, n-are cum. Deci nu poate să te ia prin surprindere semnul fiarei. Deci semnul fiarei nu are cum să te ia prin surprindere, să-ți iei chipul și să, de fapt, să te trezești că ai luat semnul lui Satana și de acum încolo să asculți de Satana. Da? Am video cu semnul fiarei, o să-i pun link sus. Aici nu știu în ce parte, nu știu ce în direcție o să fie exact. Că dacă filmez, se în oglindă și nu-mi dau seama exact în care direcție, în fine. Tot acolo unde au văzut link-uri că ne-am mai pus. Pentru cine nu a văzut video cu semnul fiarei, acolo explic biblic ce-i semnul fiarei și ce o să vină. Da? Deci nu, semnul fiarei nu are cum să te ia prin surprindere, iar ca și creștin născut din nou, în apă și din Duh, nu are cum să te facă să te oblige, să te, poate, o să te oblige, dar și o să fie condiții, dar nu poți să te ia prin surprindere și te trezești, n-am semnul fiarei. Am card și am numărul pe card 666 și am semnul fiarei. Sau am un buletin cu chip, am semnul fiarei. Astea sunt prostii. Sunt toate pregătitoare.
Da, deci sunt pregătitoare, nu zic că nu sunt ăsta, dar nu are cum ăla să fie semnul fiare. Da? Semnul fiare ține de o închinare, clar. Da? Și vaccin oricum. Și ăștia experți care chiar se vede că știu și vor, văd că cel puțin un an de zile până să vină un vaccin. Deci nu este remediu în lumea asta până acum. Acum câteva zile am vrut să mă rog pentru creștini imunitate la virusul ăsta. Și m-a oprit Duhul Sfânt și mi-a zis, nu, e treaba fiecăruia, sunt imuni. Orice creștin născut din nou e imun. Și Biblia e destul de clară, și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Psalmul 91, citiți. Nici o boală nu poate să ne facă nimica. Dar dacă credem, asta mi-a zis Duhul Sfânt, trebuie să creadă. E treaba fiecăruia să creadă că e imun la asta. Pentru cine îl afectează mortal, e problema lui. E problema lui și am înțeles și am zis, na, dacă asta mă iubesc Duhul Sfânt, nu mă bag peste el, nu mă rog împotrivă. De la început, de când au venit, când am auzit primele știri și ăsta, în mine știam că nu-i treaba mea, nu trebuie să mă rog împotrivă la asta, așa, global să zic așa, sau nu știu, că mai auzi lucruri care îți mai vine să te rogi așa peste țară, peste asta, și am simțit că nu trebuie să mă rog împotrivă la asta. Și o pace și o liniște ce-au fost zilele astea, n-am mai avut de acum vreo 4 ani când stăteam în izolare, 4-5 ani când stăteam în izolare completă și nu aveam treabă cu nimeni. Nu am mai avut așa pace și liniște și simțeam așa în mine că toți demonii care se luptau cu mine pentru care mijloceam la oameni s-au dus de la mine pentru că oamenii au început să se gândească la moarte, au început să ia frica de moarte, au început să se gândească dincolo și atunci toată influența care simțeam că mă lupt tot timpul cu ea pentru alții, o plecat. Pur și simplu și aveam așa o liniște și o pace cum n-am mai avut de mult. Și în exterior, nu doar în interior, că în interior o aveam tot timpul și o știu să intru în pacea care vine de la Duhul Sfânt, dar și în odihna mentală, dar pur și simplu așa stresul ăla, agitația aia, așa, nu mai era pur și simplu și n-am înțeles exact ce și mi-a arătat Duhul Sfânt că asta e. Așa, deci ăsta e al doilea lucru care mi l-a zis Duhul Sfânt, că primul a fost că nu poate fi luat prin surprindere, al doilea că sunt imuni creștinii, dar problema lor să creadă. Și al treilea e că ăsta e începutul la multe lucruri și trebuie să fii spectator. Na, deci de-aia am zis că mi-a părut că nu pot să zic prea multe, trebuie să fac prea multe. Dar doar că trebuie să fim, că o să fim spectator. Da, o să vină multe lucruri la care o să fim spectatori. Pur și simplu. Nu o să, cum să zic eu, nu o să avem implicație prea multă. Când a fost Israel în Egipt, când a fost poporul lui Dumnezeu în Egipt, acolo Israel a fost spectator. Se uita pur și simplu la ce se întâmplă în lume și nu puteau să facă nimica. Și nici nu trebuia să facă nimica, și asta e. Sunt multe lucruri care o să vină încercări peste lume care creștinii nu trebuie să facă nimica. Da? Și asta zic ca unul care crede în vindecare și am văzut oameni eliberați, am văzut oameni vindecați, dar când îi lăsa de Dumnezeu cu un lucru specific, cu un scop specific, te bagi peste voia lui și nu-i voia lui asta. Multe, multe lucruri care o să se întâmple de gen în viitor. Foarte ciudat boala asta a cerii, cât de mult o agitat toată planeta. Și pentru asta e chestia, că nu e o chestie locală așa, e o chestie pe toată planeta. Și stăteam și mă gândeam, spălam vasele și mă gândeam, bă, dacă venea, și știu că a fost de la Duhul Sfânt ăsta, dacă venea, apărea boala asta în Chile sau chiar în România, zic așa, sau în, nu știu, Guyana sau, nu știu, țări din astea, nu avea cum să se răspândească pe tot pământul. Pentru că dacă te uiți pe toate produsele care 90 și, nu știu, 5%, zic așa, din orice produs pe care îl cumperi vreodată scrie Made in China. Și dacă nu scrie Made in China, scrie Made in Bangladesh, Made in Vietnam, Made in Thailanda, da, tot, și toate țări vecine cu China. Direct, nu știu, Bangladesh sigur, dacă are graniță directă, nu mai îmi dau seama exact acum, dar Vietnam și astea, acolo au. Da? Deci au graniță directă, tot zona aia. De acolo vine totul în lume, da? Vapoare, transport, avioane, tot ce se transportă se duce în toată lumea. Deci dacă e un loc în care vrei să, zic așa, să vrei să pornești ceva ce să meargă pe toată planeta, e China. China, e clar, e. Da? Deci nu-i coincidență, nu-i la întâmplare, nu-i nimic. Și iară,
virusul moare la căldură. Și ce-au venit acum? Au venit zăpezi. Au venit rece, da? Și au venit valul ăsta, că e un site la care poți să uiți pe vreme și îți arată pe tot pământul vânturi, precipitații și e destul de acurat așa. Și zic că a venit un porumbel aici. Și m-am uitat și zăpada asta, frigul ăsta o mers din România, s-a dus în Balcan, s-a dus în Italia, unde iară cea mai multă influență, și după aia se duce în Spania, frig, pe vremea asta. Și te gândești așa, coincidență? Nu cred. Italia, unei papa, care toată ziua vorbește blasfemii, de la blasfemii la mai mari blasfemii, ca ăsta nu vorbim nici care. Și unde sunt cei mai mulți morți în Europa? Și cred că în lume, de fapt, că nici în China nu s-a atâția. Nu au fost atâția din câte am auzit, dar nu mai știu statistic, nu poate greșesc. În Italia. În Italia cel mai mult. Și ce e acolo? Papa. Papalitatea. Nu e nimic coincidență și nu e nimic la întâmplare și Dumnezeu nu-i lua prin surprindere. O să fie mai multe evenimente de genul și o să urmeze tot mai multe. Sfârșitul e aproape, dar noi nu trebuie să ne batem capul decât să trăim în sfințenie și să-L căutăm pe Dumnezeu. Perioada asta e bună pentru așa ceva. Pentru curățarea interioară, stai liniștit. Deocamdată văd că lumea e speriată, nu prea e dispusă să stea la dialoguri. Am vorbit cu câțiva oameni, au fost mai așa, dar cred că după perioada asta, ce trece de să te izolezi, bagi în casă, oamenii o să vrea să iasă foarte mult afară și atunci cred că o să fie lumea foarte deschisă la evangelizare, o să fie dispusă să asculte, pentru că ceva s-a întâmplat în ei. Și o perioadă bună asta, să ne rugăm pentru oameni să primească pocăință, asta trebuie să facem, să primească pocăință, să fie atenți la ce le vorbește conștiința acum, la ce vorbește Duhul Sfânt, că le vorbește de moarte, de faptul că viața lor e un vapor, e trece, e trecătoare, ca vânt, una, două se duce. Și ăsta e un moment bun pentru așa ceva. Asta simt eu. Na. Ce am zis, ce mi-a dat Dumnezeu, nu am zis păreri. Și văd că ăsta e un moment bun și pentru mine, cel puțin, de stat, de liniștit, de a zic o pace așa și să învăț iar mai bine să ascult prezența, să intru în prezența lui Dumnezeu, să ascult vocea lui și așa mai departe, ghidare. Cu câteva zile înainte am ascultat doi oameni al Dumnezeu care, na, eu sunt convins că l-aud pe Dumnezeu cum trebuie și învățătura care au de la Dumnezeu, pentru că am văzut impactul care l-a avut în viața mea ascultând învățăturile care le-au primit de la Dumnezeu și rodul care l-a dus în mine. Na, e simplu să testezi rodul, vezi rodul, care e rodul care îl aduce ceva învățătură care o asculți. Care e rodul? Dacă ți bagă panică, frică, stres, nu știi ce e cu tine, numai condamnare, nu e de la Dumnezeu, în fine. Așa. Și amândoi au zis că ori auzit pe Dumnezeu clar să nu se roage împotriva la asta. Și chiar astăzi am citit iară pe altcineva de la care iar am învățat destule, au zis iară că Dumnezeu să se bucure de viața acum, să se bucure de momentele astea. Stat cu familia și așa, e un moment foarte bun de stat cu familia, de odihnă, să zic așa, o odihnă mai lungă. Și am zis, mă, înseamnă clar am auzit bine, dacă și oamenii ăștia au auzit ca lumea, au auzit același lucru în diferite moduri, în diferite feluri. Asta e, deci nu avem ce să facem, o să mai vină. Noi trebuie să avem nădejde în Iisus. Deci de-aia zic, cel mai bun lucru care să ne rugăm, mama, dacă vrem să ne rugăm pentru alți oameni, îi să le dea Dumnezeu pocăință, să dea la o parte toate crezurile care crede că le au, că viața e, că ei sunt nu știu cine. Pocăință. Sper să încurajeze pe careva astea lucrurile care le-am auzit de la Dumnezeu direct și sper să nu mai fie frică și nu vaccine, că semnul fiarei, nu are rost. Nu. Este activitate demonică, e frică foarte multă, dar nu are cum acum, în fine. Nici răpirea, nu. E de-abia începutul. Iisus cu voi. Ciao, David. Ciao. 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 Ciao.